Salutare tuturor, eu sunt The Link și bine v-am regăsit la un episod probabil mult așteptat de foarte mulți dintre voi, pentru că de o lună aproape noi nu am jucat, uite, pe 28 septembrie 2016, ia să vedem, suntem în 20 octombrie, aproape o lună a trecut de când nu am mai jucat GTA Vice City. Hai să vedem ce mai e și de acest joc, bineînțeles, dacă mai vreți episoade, m-aș bucura tare mult să apăsați butonul de like, adică aș vrea să văd la acest episod că toată lumea care se uită în momentul ăsta apasă pe butonul de like, deci puneți pauză la clip și hai să vedem câtă lume vizionează clipul și câtă lume dă like. Chiar sunt tare curios să vedem care este feedback-ul abonaților mei, dacă toată lumea apasă acum butonul de like, aș fi tare fericit. Să vedem care este misiunea de azi. Deci am luat poliția pentru că am furat o mașină, bineînțeles. Sper să nu fie sunetul jocului foarte tare. Din ce văd eu aici, este cam tare. Ia să pun eu pauză. De fapt, ia, opțiuni, audio. Bă, cum se aude? Acum e ceva mai mic. Ok, o să merg la litera K. Nu mai știu personajele. Mi-a cumpt doar de Diaz. În rest nu mai știu. Eu, și săptămâna asta am fost destul de ocupat. A fost o zi în care n-am pus niciun clip. O zi în care a apărut, de fapt două zile în care a apărut doar un singur clip. Și sper ca azi să apară două clipuri. Eu am zis că merg la K, nu la acel A. Sper să apară două clipuri, sunt foarte ocupat pentru că au intervenit niște probleme cu serverul MCX, adică nu probleme, în sensul că trebuie să grăbim pasul cu update-ul, mamă ce, cu update-ul de iarnă, pentru că în curând vine iarna și ne pregătim să facem lucruri foarte frumoase pentru voi și am acordat mai mult timp serverului de Minecraft. Uite-l pe ăsta ce pătrățel are. Dar n-am lăsat nici YouTube-ul deoparte, încerc să le fac pe amândouă, mai ales că acum sunt și cu școala. Deja au început lecțiile importante pentru BAC. Lance este ținut o static, știam că o static, la groapa de gunoi, du-te și să-l salvezi. Avea și o mașină pe aici. Ok. Așa, haide, viața lui Lance, oh my god, nu muri Lance, băi, sper că e drumul corect, pentru că nu prea îmi dau seama cum e harta asta. Da, rămâsesem la momentul în care vă explicam ce s-a întâmplat săptămâna asta, de ce nu au apărut clipuri la fel de multe cum erați voi obișnuiți. Dar gata, de acum încerc să mă țin de treabă. Bine, am mai intervenit o problemă, în sensul că nu problemă, ci așa, umplere a timpului liber. Știți că am luat permisul și am început să mă plimb destul de mult cu mașina. Profit de orice ocazie în care trebuie să mai plec. Și eu mă duc pe Anca acasă, mai ies și cu prietenii prin oraș și da, cam asta mai ocupă mie timpul și de-aia nu mai pot filma atât de des, dar acum gata, o să îmi fac timp de toate lucrurile. Mă speriasem, am crezut că s-a blocat să jocul. Uiteam simt de chestia asta, băi, sper să ajung la timp pentru Lens, să nu moară. Și foarte mulți dintre voi vreți să fac vloguri din mașină. Nu e asta o problemă, numai că n-am eu o cameră bună și apare acum, adică a apărut deja iPhone 7, dar nu mai pot cumpăra încă în România pentru că nu mai e disponibil. Apare acum în noiembrie o nouă serie de telefoane iPhone 7 Plus și abia aștept să mi le iau. Și de atunci o să încerc să fac vloguri. Băieții răi! Băieții răi, sunt amândoi. Mamă, frate, n-am fost niciodată pe aici în jocul ăsta. Și unde e Lens? Nu mai face stânga mașina asta.
Stai așa. What the fuck, s-a blocat jocul. A săpui râine. Bă, dar nu mai merge. Dați-vă cât de încet merge să dau cu spatele. Și știți care? Nu, uite, te râd, o lăsă parcă, a? Ia mă, care e șmecheria, mă? Am murit și eu? A, nu! Stai, a săpui râine. A bubuit mașina aia și, gen, rămăsim cu 8 la viață. Bă, dar mi-l lăsați odată pe lens? Haide, băiatul meu. S-a dus dragul planificarea mea, mulțumită ție. Ce urât vorbește. M-a murit fratele, ce te așteptai să fac? Să-i tund iarba? Doare. Mamă, câți bani puteți pe acolo. Hai să luăm banii. Mama, o tancă și ești nebun. A murit. Am murit. Hai să mergem din nou la misiune. Da, mulți acum o să-mi spună: oh my god, Dorin, de ce folosești hack-uri? Da, asta nu e un hack, gen, codurile astea au fost făcute de creatorul jocului cu scopul de a le folosi cineva în situația în care are nevoie. Și mereu, și când jucam jocul pe vremea când eram copil, mic, bă, o mașină nu am și eu. La fel foloseam, cred că toată lumea, oh my god, a folosit așa zisele parole, cheaturi. Ok, hai să mergem repede la misiune ca să nu mai punem pauză la clip, adică la episod, și să reiau când ajung. Acum sunt mai pregătit, mai precaut, mai bine zis. Și tare mult mă gândesc ce să apară la ora 15. Deja, nu știu, au început să mi se epuizeze și la cel mai serios mod ideile, parcă nu mai am idei ce să filmez, ce să fac. Și e dificil, e dificil perioada asta. În perioada asta e dificil să faci YouTube. Nu știu, anul trecut parcă a fost altfel. Pentru mine cel puțin. Pe vremea asta parcă făceam tot ce mă tăia capul. Iar m-am speriat de chestia aia. Adică mașinuța asta e mai rapidă. Cred că la, o să, de fapt, sigur apare Sims. Gata, m-am hotărât. Pare Sims că n-a mai apărut de mult. Nici GTA Vice City n-a mai apărut de mult. Nici Sims n-a mai apărut. Am văzut eu că nu prea vă mai place voi atât de mult GTA Vice City. Da, m-aș bucura acum să-mi faceți și voi ziua mai bună. Să apăsați acolo butonul de like. Toată lumea, dacă strâng 1000 de like-uri, cred că sunt cel mai fericit. Dați-vă la... o parte, băieți. Deja mi-a spart roata. Aspirine. Fiu, am crezut că o să mor. Băi, nu mă urâți. Nebunaticilor. Ia stai să-mi bag eu aici aspirine. Nebunatici de alături. Hai repede că n-am timp de vorbă. Doamne, iar te dau la cinematicul ăsta care ține o grămadă. Repede, repede că ne omoară zi ăștia. Să avem mare grijă să nu fim omorâți. Bă, stai mă, nu te duci așa cap, meu. Ok. Nu mă interesează așa mult banii, dar vreau să ajung în viață. Ok, hai să mergem cu mașina lor. Hai, te sui și tu, zic. Ok, bun. Mă întrebare pe unde e ieșirea, în fapt. Cred că e pe unde am intrat, ce mă. Oamenii de ea sunt în spatele tău, du-l pe lens la spital. Mamă, ești nebun, sunt în spatele meu. Ia uite-i, chiar că. Bă! Și mașina asta nu dă nici cu spatele. Aspirine, bam, reparăm și noi mașina de unde, că ne strică ăștia la loc.
Doamne, cum intră toți. Păi cum să ajung eu cu ăștia? Aaa, bubuie mașina lui ăla. Aspirine. Știu că se vede negru. Aspirine. Doamne, n-ai cum, frate. Bă, cred că nu iau bine nici eu. Au, toată lumea mă lovește aici. Ok, oare mai stai în spatele meu? Nu mai sunt. Ba da, mai sunt, ia uite. Hai, naibii. A, gata, m-au pierdut. Easy peasy, lemon squeezy. Ok, recunosc că fără parole de la nu aș fi avut cum. Adică bubuia mașina în continuu. Hai mă să mergem la spital cu tine, bolnavule. Au. Ah, mai bine nu. Mai bine cobor decât să mă întorc cu asta. Eșuat, trebuia să-l scos. L-au omorât în piții ăștia. Ok, aparent pentru a ajunge ok aici la misiune trebuie neapărat să le distrug mașinile ăstora, adică oamenii lui Diaz, pentru că dacă mă duc aici în cercul ăla nu merge, trebuie neapărat să fiu dat jos, iar dacă mă dau jos o să fiu omorât de către ăștia, așa că prefer să le bubui mașinile una câte una. Aspirine. Mai sunt puțini. Ia se merge și asta cu spatele. Da, sunt cu mașina de gunoi, by the way. Dacă nu v-ați prins, n-am avut alt mijloc. Mai sunt doi. Ia sunt doi. Trei. Sau doi. Stai că nu-mi dau încă seama, dar sper să le bubuie cât mai repede mașinile, pentru că dacă mă dau jos, se dă și Diaz jos. Și o să moară. Pentru că am mai încercat odată, am încercat, ați văzut și atunci când m-am dat jos și ați văzut pe filmare că am murit. Oh my god, hai, uite, la ăstea fumegă. Hai bă, intrați mine, hai, vă rog eu. Intrați. Pur și simplu să stau acum să intre ăștia mine, pentru că altă variantă momentan nu găsesc. Uite, ăluia iese deja fum negru. Gata, îi bubuie unuia. Și mai rămâne unul. Uite, cred că și ăsta i-a bubuit. Sper doar să nu bubuie lângă mine. Bă, mai venit tu unul, frate, de unde veniți? Ok, deci de ăștia tot apar. Am înțeles, deci asta nu e o variantă. Ok, probabil dacă mă dau jos acum o să vedeți cum mor, dar nu știu exact cum să fac eu. Na, că a murit ăsta, frate, că a bubuit lângă, bă. A, bă, nu, n-a murit. Repede, 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 repede. Mamă, frate, ce noroc. Haide. Sper că nu mai ia poliția. Aoleu, deci la limită am făcut. Îndeplinită, ok. Vai de capul meu, deci ce a fost aici? Până în final m-am dat jos, că ați văzut că tot apăreau de ăștia. Cred că ar fi ok să mergem să salvăm acum. Sau nu știu, să mai facem o misiune și apoi să salvăm, că nu știu, mă tem să nu... Mamă, cât de taxiuri! Mă tem să nu mor naiba și să mă pună să fac chiar misiunea. De asta mi-e cel mai frică. Așa că o să merg inițial să salvez și văd după ce mai fac. Au, ia stai că vreau mașina asta totuși. Sau nu știu cu ce merg acasă, până zero. Sper să nu cadă pe mine. Asta era următoarea. Spune-mi că nu am pierdut misiunea. Nu, că altfel nu mi-a părea asta. Am și zis, sper să nu cadă pe mine tancul. Eu mi-am spawnat un tank și a picat pe mine, dacă nu v-ați dat seama ce s-a întâmplat. Ok, oricum nu s-a pierdut, pentru că altfel apărea din nou pe hartă capa și vedeți că apare numai A, C și D. Deci dacă mori, nu e o problemă. Ok, hai să mergem la una dintre litere. Bine, e bine de și pe viitor, că dacă mor nu îți pierzi misiunea, așa mă gândeam, știi? Că trebuie neapărat să salvezi, deci e ok. Dar totuși vreau să merg cu tangul ăla, frate. Ok, acum n-am mai căzut pe mine.
Deci, uitați-vă cât de ușor se împinge un tank. Și că se presupune că e foarte greu. Nu are deloc logică jocul ăsta, dar... Asta e, băieți. Se presupune că tankul ăsta e foarte greu și am zis că îl împing cu piciorul așa. Cred că și Minecraft are o logică mai mare. Atunci când vine vorba de gravitații și alte chestii de genul ăsta. Bam! Uite-mă, împușc în fața poliției și nu sunt luați pe sus, gen. Dar nu pot să nimerești și o mașină, zic. Gata, uite, acum am omorât un polițai. Pe bune, chiar sunt prostituate? Ia uite-o pe asta, fratele meu. Leave me alone. Leave me alone. Stai așa că vreau să văd pe asta mai în detaliu, să zic așa. Băi, nu știam că în jocul ăsta există astfel de specimene. Ia, vreau să văd unde te duci. Până una alta. Na, s-a dat cu capul. Ok. Te-am pălit. Te-am pălit. Te mai pălesc. Dar nu moare, naiba. Ia mă că dă și ea. Zică, my first night. Prima e noapte, what? Sau n-am înțeles bine. Cred că n-ai zis night, cred că ai zis altceva. Ok, ne-am făcut damblaua, i-am omorât și pe ăștia. Bă, cap, pe cap, la cel mai serios mod. Chiar i-am călcat pe cap. Oare ce se întâmplă dacă merge cu tankul pe apă? Si, wait, parcă era, da. Ia să ne luăm noi puțin în viteză. Acum am băgat parola aia, să mergem pe apă, ia să vedem. Ah, dar nu merge bătrânul ăsta, că n-are viteză. Mai zic o dată. Vrăm, 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 vrăm. Hai că știu că poți. Băi, mă dezamăgești, măi bătrâne. Hai că dacă ne luăm viteză. Sau merg deja direct pe plajă, mă, ce să mai. Mă duc pe râulețul ăla, dar am eu loc să mă strecor cu ăsta pe aici? Nu prea cred. Băi, ești nebun, chiar am loc. S-a deschis ușa și a tras înapoi. Wow. N-am mers niciodată pe plajă în jocul ăsta. Mamă, câtă lume e noaptea. Eee, te scârți. Mamă, ce plajă mare, frate, păi... În GTA... 5 nu e atâta plaja. Pe bune. Nu merge, frate! Și am băgat aia de mers pe apă, știți, parola. Nu știu dacă ați văzut voi în stânga acolo. Oricum, n-am pierdut misiunea. Eram doar curios, am făcut un test. Ok, pentru că gen, se presupune că n-are roți, cred, și de-aia. Oho! Bine ai venit, frumoasă! Hai să mergem să salvăm, zic și eu. Uite, nu m-a luat poliția și eram în fața lor când am furat asta. Haha! Ciarlatanilor! Mamă, ce repede merge! Au! Mamă, câtă poliție pe aici! Vai, este genial jocul ăsta. Parcă, în momentul în care merg prin zonele astea, îmi trece așa copilăria prin fața ochilor. Nu știu dacă vă puteți imagina sau dacă ați simțit asta la un alt joc. Dar eu mă jucam jocul ăsta când aveam vreo 7 anișori. Mai mic, 5-6 ani. Și efectiv îmi revăd toate amintirile. Știu toate străduțele astea, toate... Mi-am cam de... și ce melodii băgasem în joc, gen, s-a scula... Boi! Mi-am cam de și... Ah, și încă o chestie pe care vreau să o remarc. Multe lume spune în comentarii, mamă ce nervos e de Link azi, nu vezi cum apasă pe tastatura aia? Dar eu nu apăs brutal, apăs ca pe orice altă tastatură normal, nu apăs mai diferit pe anumite taste sau ceva de genul. Mai că tastatura este una mecanică și se aude destul de deranjant, recunosc, dar... Dacă ai niște căști pe urei, gen, dacă ești aici cu mine în cameră, chiar o să-ți placă, adică nu te deranjează și... e feedback-ul pe care îl ai atunci când apeși pe o tastă, de la tastatura asta, se simte așa finuț, cursă lungă, nu știu dacă vă puteți să dați seama, și de-aia compensează și acest mod prin care poți seta orice tastă să se ilumineze în orice mod aș vrea eu. Atenție, unul sau mai multe coduri au fost activate, acest lucru ar putea afecta salvarea. Este recomandat să nu salvați jocul.
E, na. Am salvat, băieți. Cred că aici ne oprim noi cu acest episod pentru azi. Vă las cu aceste fetișcane care merg pe role ele. Merge pe role, înțelegi? Ui! S-a întors înapoi. Spar capul. Stai că vreau să-i spar capul. Dar e controlul... Gata. Ia e. Eu am văzut Link și ne revedem curând. Pa, pa!